Am revenit în platou, dragi prieteni. Da, este, noastră ați ridicat o problematică cel puțin de bun simț. Și nu sunteți, din fericire, singura persoană, singurul specialist care spune acest lucru. Slavă Domnului, sunt din ce în ce mai mulți și la noi în județ, și la noi în țară, care atrag atenția și atrag atenția într-un mod foarte frumos. Colegilor din Braslă sunt foarte, din ce în ce mai mulți medici care au înțeles iluzia pe care ne-am asumat-o oarecum așa pe ne gândind foarte mult referitoare la această falsitate a actului de vindecare. Și v-aș ruga pe dumneavoastră să dezvoltați cum anume tratează, cum anume vindecă homeopatia, cum putem obține un rezultat real în ceea ce privește vindecarea prin tratamentul homeopatic. Păi, ca să pot să vă răspund la această întrebare, revin iarăși la noțiunea de sănătate. Sănătate înseamnă că echilibrul meu este stabil în orice alt mediu, indiferent de ce provocări am. Provocări mă refer la orice altceva, vorbesc generic, dar poate să fie ori la variații de temperatură, stres psihoafectiv, expunerea unor curent de aer, orice fel de factor extern. Deci eu pot să mențin echilibru și starea de sănătate în orice mediu aș fi. Când ești bolnav și ești supus unui stres exterior, deci când ești sănătos și ești supus unui stres exterior, organismul va reacționa. Iar reacția organismului creează simptom. Pe când, dacă eu sunt sănătos, într-un sistem, nu voi într-un alt mediu, sistemul meu este echilibrat, indiferent în orice alt mediu, eu îmi voi menține starea de sănătate. Și pentru acest lucru, trebuie să nu privim, mai repet încă o dată, în parte, ci să vedem globalitate. Globalitatea înseamnă să ținem cont și de psiho-emoționalul pacientului, trăirea lui. Să vă dau un exemplu, ca să vedeți cum percepția noastră asupra realității poate să ne influențeze starea noastră de sănătate. Gândurile ne pot influența până la nivelul energetic și se pot materializa în corp. Ați văzut, un copil mic are un examen. Înainte de examen, spunem, simte nevoia să ducă la toaletă mai des. Deci somatizează anumiți factori psihoemoționali. Dacă eu tratez doar diareea, ne țin în cont de factorul. El, săracul, este un butoi cu pulbere, are emoție în el la maxim. Și asta se aplică și în cazul nostru și al adulților. Absolut. Am dat un exemplu. Deci eu rezolvând doar, îi dau un medicament doar singular pentru diaree, nu voi rezolva cauza care este sub acea, cum să spun, subsidiară acestea, cauzalitatea acesteia mai profundă. Ca să vă spun ce înseamnă o percepție falsă, înseamnă o creație a minții mele și o interpretare eronată a realității. Și pot crea în pacient multe perturbări, conflicte, care se ducă la perturbări până la nivel fizico-chimic și la modificări de structură de organ, care sunt bolile organice care se cunosc. Dar înainte oricărei boli organice există o perturbare funcțională și mai înainte de aceasta este o modificare psihoemoțională prin percepția eronată asupra realității pe care mintea lui o creează. Să vă dau un exemplu. De exemplu, o persoană spune, se simte ca și cum ar fi cea mai importantă persoană. Și dacă te simți că ești cea mai importantă persoană, ai nevoie ca ceilalți să te asculte, ca ceilalți să te laude, devii egoistică, ego-ul tău este cel mai mare, cel mai profund și cel mai puternic, pe ceilalți începi să-i disprețuiești. Și plecând de la aceste noțiuni de percepție falsă a realității și a cum te simți tu pe tine și a te proiecta, toate aceste lucruri îți creează modificări
fizico, până la urmă și fizico-chimici în organism, creând pur și simplu simptomul, boala. Da. Da, noastră... Aici este o discuție mai profundă și mai subtilă cum factorii psihici, emoțional și conflictele noastre care sunt... Vă mai dau un exemplu. De exemplu, un om se simte neapreciat, nerespectat, neiubit și ca să compenseze aceste lucruri, face cât mai mult. Muncește mai mult, caută să fie cât mai plăcut. Da, să demonstreze cuiva în exterior cât de bun este el de fapt, dar... Da. Dar asta este o percepție a realității lui, pentru că dacă stai să-l asculți, să vă spune, nu sunt apreciat, nu sunt respectat, ceilalți mă contrazic, eu, dar eu simt că eu am dreptate, eu sunt cel mai bun, eu sunt. Și dându-i tratamentul unei asemenea persoane, în care, pe lângă patologia cu care a venit, luând în calcul și acest factor, pacientul la următoarea consultație îmi va spune, cum mai stați cu mediul înconjurător, cu relațiile din cei din jur. A, domnul doctor, știți că înainte m-a afectat orice. Dacă îmi zicea un cuvânt, mă simțeam jignită, simțeam că nu sunt apreciat. Acum nu. Las totul să treacă pe lângă mine. Da. Poate că este necesară o explicație suplimentară și anume, de fapt, ce tratați dumneavoastră sau ce tratează homeopatia în esență? Dezechilibrul energetic. Sau, mă rog, dezechilibru energetic, să-i spunem într-un cuvânt. Deci, acum modern se numește imunitate. Homeopații îl numeau forța vitală. Adică, forța vitală. Da. Adică pacientul, forța vieții și forța vitală. Forța vieții este bateria. Forța vitală este energia care pleacă din baterie. Da? Și acum... spun, e o cauză, imunitatea a scăzut, dar privind ansamblu și privind în modelul holistic, vedem că forța vitală a organismului, adică ansamblu, deci pacientul este ca o barcă pe mare. Cârmașul și echipajul sunt forța vitală și centrul vieții. Când forța vitală face față intemperiilor furtunii, își menține corabia și pe linia de plutire și echipajul luptă și sănătatea se menține. Când forța vitală scade sau când bateria s-a descărcat și barca nu mai face față furtunii, da, și dispare atunci. resursa și eu am mai spus, organismul și pacient și omul și sistemul este ca o mașină care câteodată are nevoie să alimenteze la pompă pentru a-și reîncărca energie exact ca și bateria și pentru a putea face față noilor confruntări, noilor provocări, ca să-l numesc în termen generic. Da. Sunteți sau faceți parte din categoria, să spun, deschizătorilor de drumuri. Dacă nu mă înșel, noastră ați obținut diploma în anul 1998 și vă numărați printre primii medici din România specializați în... Da, în 98 a venit pentru prima oară în România Institutul CDH din Paris, Franța și a ținut cursuri de homeopatie și mă număr, cred că pe diploma mea este numărul 20 sau sunt printre cei care am aderat la acest model de sănătate pentru că l-am simțit că ia în calcul individul ca om, nu-l transformă într-o reacție fizico-chimic sau nu-l reduce la mecanic, la o mașină. Ați văzut o mașină, dacă se strică o parte... O ducem la serviciu, dar nu se poate repara singur. Spre deosebire de organismul uman, câteodată, dacă organismul uman este în bună stare de sănătate și în echilibru, poate elimina boala singur. De, ați văzut, este și bută de asta, fac o răceală cu antibiotic, trece în 7 zile, cu fără tratament trece tot într-o în 7. Săptămână. Da. Într-o săptămână. Organismul va putea singur să depășească. Sau durata bolii va fi mult mai scurt, sau simptomele nu vor fi așa de
de zgomotoase, reacția lui va fi adecvată la stimul. Când vorbeam de acest lucru, haideți să ne uităm la alergie. Alergia este o reacție exagerată la un stimul mic. În medicina redicționistă, care vede toată cauza în exterior, va spune, voi da o desensibilizare. Ce înseamnă? Că organismul meu să-l fac să nu mai reacționeze, deci să nu mai reacționeze la acel stimul. La acel stimul și îl voi obișnui dându-i doze din ce în ce mai mari. Îl desensibilizând, făcându-l să nu mai reacționeze. În medicina holistică, reacția individului, cum am văzut, și reacția organismului, este o reacție de eliminare a efectului perturbator. Deci îl las să reacționeze, dar îl voi face să reacționeze adecvat și nu exagerat. Adică dacă vede un stimul mic, este un stimul minor. Iar problemele de natură alergică sunt într-o evoluție din ce în ce mai mare, peste tot în Europa, peste tot în lumea civilizată, ca urmare a alimentației pe care o știm cum este, a factorilor de poluare și așa mai departe. Lucru care a dat naștere unor medicamente, multe dintre ele bazate pe cortizon, multe dintre ele care creează o dependență și în niciun caz nu obținem un efect de vindecare. Pentru că nu mai sunt foarte multe minute și n-aș vrea să trecem peste un aspect important, haideți să vedem preparatele, o parte dintre preparatele pe care le folosiți dumneavoastră, să vorbim despre ele, să înțelegem de fapt cum acționează medicamentul homeopat. Cred că nici nu știu dacă termenul de medicament ar fi corect, fiindcă noi acum, din păcate, asociem acest termen de medicament cu ceva care întotdeauna are și un efect advers. Lasă ceva în urmă, o toxină, ceva care sau cauzează, repare ceva și strică altceva. Medicamentul homeopat este, terapia homeopată este o terapie calitativă, în sensul că principiul activ este cel care stimulează corpul și imunitatea să acționeze, să elimine boala. Pe când în medicamentul clasic, medicamentul acela acționează el însuși, tot sistemul de apărare a organismului fiind pus în paranteze, ne luând în seamă. Și atunci organismul zice, dacă medicamentul își face treaba, să-și facă el în continuare. Și atunci pacientul va trebui să ia din ce în ce mai des, câteodată va trebui să-și ridice dozele ca să poate face față perturbări. Da? Pe când în homeopatie, principiul activ acționează stimulând, deci este o medicină calitativă, nu contează, de exemplu, aici avem granule. Aceste 5 granule pot fi luate și de un adult, și de un copil, și de o persoană în vârstă, pentru că principiul activ acționează și stimulează factorii de apărare ai organismului. Pe când în terapia convențională, acel medicament își face el treaba, la un moment dat corpul nu mai reacționează. Atunci e nevoie de o doză suplimentară. De o doză suplimentară. Crescând doze, vor apărea mult mai multe reacții adverse. Dar, ca să vedeți că medicina homeopată nu este antagonistă cu cea convențională clasică. Urmând, pacientul crescându-și dozele, în mod clar a devenit dependent de acest medicament. Dacă asociem, pentru că dacă, de exemplu, îi spunem un pacient, de mâine nu mai acest tratament, va avea o reacție extraordinar de zgomotare. Și atunci noi îi spunem, redu medicamentul treptat, medicamentul homeopat merge în paralel și când simți că totul este ok, îți reduci dozele. De ce? Pentru că organismul va începe să reacționeze la doze din ce în ce mai mici, chiar și de medicament alopat. Ați văzut că medicamentele acționează pe receptori și luând medicamente mai mult, probabil se strică receptorii și sunt nevoie de mai multe. În mod sigur se alterează. Da? Și atunci, dând un medicament homeopat, într-un fel se echilibrează acest lucru și chiar la o doză mică, chiar și medicamentul alopat începe din nou să-și facă efect.
până când pacientul nu va avea nevoie de acest medicament și va rămâne doar pe o terapie homeopată, care și aceasta nu trebuie luată a la lung, pentru că dacă echilibru pacientului sănătății s-a restabilit, nu este nevoie de niciun tratament. Buta, dacă eu trebuie să iau tratament toată viața, este total eronat. Din când în când, de exemplu, se poate administra dacă un medicament homeopat este indicat corect, și corect însemnând să ajungă la cea mai profundă similitudine cu boala pacientului, pacientul va avea nevoie de o doză la 2 ani, la 3 ani, la 5 ani. Depinde, pentru că echilibrul acesta al lui se restabilește în timp. Da, acum, vedeți, iarăși suntem tributari și îmi pare rău că folosesc acest termen, dar el reprezintă foarte clar ceea ce se întâmplă cu noi. Deci suntem tributarii unor obiceiuri și unor metehne pe care ni le-am însușit așa cu titlul de, știu eu, corespondență, să spun, chiar istorică. Ce stricăm în ani de zile, noi am vrea să se repare în 5 minute cu o pastilă care nu numai că o vrem să ne readucă starea de sănătate, dar vrem eventual să ne deschidă, nu știu, și conturile blocate de ANAF sau mai știu eu ce. Am ajuns totuși într-un grad de nebunie în care percepem realitatea exclusiv după cum am vrea noi să fie, în măsura în care în spatele nostru nu avem decât excese, nu avem decât lucruri pe care le-am făcut împotriva noastră. Și iată, și homeopatia vine și își aduce contribuția în ceea ce înseamnă o educație și o educare a individului. Pentru că nu poți, niciodată nu o să poți să fii un om sănătos atâta timp cât regimul tău alimentar este bazat exclusiv pe proteină animală, exclusiv pe mâncăruri prăjite, exclusiv pe grăsimi animale și așa mai departe. N-ai cum să fii sănătos, este ilogic. Dacă în fiecare zi ești un consumator constant de băuturi alcoolice, mănânci dulciuri cu lopata și așa mai departe, nu faci mișcare, nimeni niciodată nu o să te poată vindeca. A spus foarte bine, trebuie să renunțăm la această percepție ca lumea să fie după cum vrem noi. Aceasta este sursa celor mai multe conflicte din interiorul unui individ și aceste conflicte se răsfrângă asupra sănătății lui. Când o să învățăm că cauza bolilor noastre nu e în exterior, nu altcineva mi-a făcut ce mi-a făcut, nu acela mi-a cauzat mie ceva, ci cauza bolilor. Un om preferă mai mult să aibă o boală de piele decât o boală internă, adică cât mai departe de el. Da. Ceea ce nu se poate, nu alegem. Când vom învăța că sursa bolilor este în interiorul nostru și în percepțiile noastre, cum am zis, în percepțiile noastre false, atunci este și vom conștientiza, și dialogul cu medicul homeopat este o conștientizare acestor perturbări, pentru că v-am spus, sunt pacienți care îmi spun fără să întreb, spontan. De exemplu, o pacientă spunea că, domnul doctor, eu controlez pe copilul meu și pe soțul meu unde se duce. Din 5 în 5 minute dau telefon. După remediu, pe lângă afecțiunile care le avea și le-am ținut, a spus, spontan, fără să o întreb, a spus, domn doctor, știți că nu mai controlez așa copilul și soțul? Înainte îi controlam 5 minute. Nu. Acum, înainte îl controlam. Ajunge în stație, ajunge la școală, ajunge acasă, ajunge din 5 în 5 minute controlam. Acum nu. Dacă ajunge acasă, e bine. Este această paranoia comportamentală, deci orice, este des întâlnită. Orice boală psihosomatică se însoțește și de o afectare la nivel psihosoman. Dar cauza, ce e prima oară? Oul sau găina? Și eu vă spun, este oul, este găina cu ouă în ea. Adică afectarea, trăirea psiho
emoțională, percepția noastră asupra realității, se răsfrânge în mod evident asupra sănătății noastre și asupra... Da, și cei care suportă suntem noi sau cei care pot... Cei din jur. Cei care pot crește, își pot crește calitativ viața, suntem tot noi. Adică noi suntem și receptorii unor pedepse, în ghilimele, prin boală, dar putem fi și beneficiarii unei premieri. Ce anume se poate trata cu prin homeopatie? Ce boli, ce afecțiuni? Deci, cum am spus, fiind o terapeutică, se adresează tuturor bolilor. Plecând de la rinofaringite, astm, bronșite cronice, până la boli de piele, psoriazis, eczema, alergii, acne, boli gastrointestinale, ulcer, gastrite, diaree, colopatii, colonii. Deci absolut orice boală pe care un pacient vrea să-și o vindece. Inclusiv, să spunem, cele din categoria grea, adică, eu știu, o recuperare post-AVC după un atac cerebral sau... Da, deci, dacă leziunile sunt structurale, lezionale, de mult timp, nu știu, n-am experiență să vorbesc și nu știu, dar cele funcționale, de exemplu, dacă are un AVC recent, se poate avea o recuperare mult mai mare și o restabilire mult mai repede. Depinde când se intervine, pentru că lezionalul se poate vindeca, dar depinde de stadiul în care îl prindem. Că și, de exemplu, am avut o pacientă cu arterită la picior, da? Nu ajunsese în stadiul 4, 3, 4, stadiul 1, 2, a putut să-și reia fluxul circulator și a putut avea puls. Și n-a fost nevoie de amputație sau mai știu ce. Deci depinde stadiul la care se intervine. Da. Pentru că v-am spus, dacă în semnele minore acționăm, cum am dat exemplu cu acele sensibilități la căldură, la frig, la alimente, la stres, la emoții, la diverse factori, dacă acele mici semne care noi le luăm în considerare pentru că le vedem prin prisma că vor evolua spre ceva mai grav, dacă de atunci acționăm... Și efectele vor fi pe măsură mult mai rapide și în mod evident pot să ajungă maxime. Maxime și să-ți mențină o stare de sănătate și nu mai o stare de sănătate. O energie mult mai bună, o stare de bine mult mai bună și te simți, cum să spun, practic, pacienții care se tratează și au beneficiat de tratamentul homeopat, diversi pacienți mi-au spus, un pacient mi-a spus, domnul doctor, am întinerit cu 20 de ani. Înseamnă că nu-și mai simt vârsta, o energie mult mai mare. Ceea ce este cel mai important. O stare de bine, mult mai bine. Alții mi-au spus, domnul doctor, citesc mult mai repede. Nu mai am nevoie de ochelari. Și așa mai departe. Da. Din păcate o să ne oprim aici astăzi cu rugămintea și a mea și desigur și a telespectatorilor să continuăm această frumoasă discuție, nu de dragul de a eu știu, a prezenta experiența, doar experiența noastră, ci exclusiv pentru a pune în valoare multe dintre informațiile utile pe care le posedați și în emisiunea sau în emisiunile viitoare, dragi prieteni, o să încercăm să discutăm cât se poate de profund, mai ales pe situații concrete. Vom lua în discuție anumite boli, anumite proceduri de tratament și așa mai departe și eu cred și sunt convins că cei care vor avea de câștigat vom fi pe de-o parte, veți fi pe de-o parte noastră, dar și noi toți, fiindcă ușor, ușor, doar prin conștientizare putem crește la modul real calitatea vieții noastre. Pe domnul doctor Adrian Constantinescu îl putem găsi foarte ușor. Cabinetul dânsului este în zona Bisericii Sfântul Ioan.
Adresa e strada Trivale numărul 3. Da. Aproape de intrarea pe strada Trivale, este vizibil, este o persoană deschisă și, după cum ați văzut și noastră, să zic, homeopatia, chiar dacă este considerată, să spun, o anexă a medicinei noastre, eu aș veni să spun, nu eu, bazându-mă pe foarte multe realități și de la noi din țară și din exterior, homeopatia este medicina viitorului, medicina care într-adevăr ne poate duce sănătatea într-o zonă de maxim confort. Încă o dată vă mulțumesc și fiindcă ați fost prezent în această emisiune și curând vă aștept atunci când și timpul noastră vă va permite. Mulțumesc pentru invitație și voi răspunde tuturor solicitărilor și tuturor nevoilor pacienților oricând și oricând e necesar. Da. Dragi prieteni, să ne vedem sănătoși. Până data viitoare, Doamne ajută și numai bine!